Bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii ZF, deschiderea de astăzi, 11 februarie 2022. Discutăm cu Răzvan Pașol, director general al Patria Asset Management. Răzvan, bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc tare mult că ești alături de noi, Răzvan. Despre Patria Asset Management, voi aveți 5 fonduri în administrare, nu? 2 de obligațiuni, 2 multiactive și singurul ETF listat la Bursa de la București, un fond a cărui administrare ați preluat-o în primăvara lui 2021. Corect. Și ați anunțat recent și o platformă online prin care investitorii pot să subscrie, pot să cumpere unități de fond ale fondurilor administrate de voi, putând așadar să investească. Cum a mers anul 2021? Prin numărul de investitori, cât și pe partea de active și cum se arată începutul acestui an? Bun. Am avut un an foarte bun în 2021. Sigur că, așa ca administrator de fonduri, am beneficiat și de performanțele bune ale Bursei de Valori București și ale acțiunilor listate. Dar dacă ar fi să dau așa câteva cifre, am înregistrat o creștere a activelor administrate de 117%, de la 47,4 milioane la sfârșitul anului 2020, până la 102,6 milioane la sfârșitul anului 2021. Creșterea a venit odată prin preluarea administrării fondului ETF Patria Tradeville, despre care ai amintit, dar și din creșterea activelor celorlalte patru fonduri administrate. Am văzut, sigur, și o creștere a numărului de investitori din aceleași motive, de la 1363 la 31 decembrie 2020 la 5742 la sfârșitul anului 2021. Iar ca proiecte importante aș menționa două, deși au fost mai multe. Una este această preluare a administrării ETF, singurul ETF din România la acest moment, și al doilea este lansarea platformei de tranzacționare online. Acest ETF este și cel mai mare fond la ora actuală din portofoliul vostru, atât pe partea de active cât și pe partea de număr de investitori, undeva la aproximativ 4800 de investitori din ce văd la bursă în acel raport. Da, este corect. De ce acest ETF? Era până să-l preluați voi administrarea sa cădea în sarcina Vanguard, dacă nu mă înșel, de la Tradeville și ulterior a trecut la voi, la Patria. Cum au decurs lucrurile și de ce tocmai acest ETF? Am identificat această oportunitate de preluare împreună cu grupul Tradeville. Pentru noi, preluarea a reprezentat o parte din strategia de diversificare a canalelor de vânzare. Da? Practic, acest ETF se adresează investitorilor la bursă. Este un fond listat la Bursa de Valori București, da? Exchange Traded Fund, și se adresează investitorilor de la Bursa de Valori București. Practic, el se tranzacționează la bursă, unitățile lui se cumpără la fel cum se cumpără acțiunile și obligațiunile listate la bursă, da? Printr-un intermediar, aceeași procedură, fără diferențe. Și atunci, practic, acesta este un canal diferit de vânzare față de canalul clasic, care este rețeaua băncii noastre, Patria Bank, prin care vindem celelalte patru fonduri. Asta a fost pe scurt rațiunea. Sigur că ne-a plăcut foarte mult proiectul. Este un fond singular, așa cum ai menționat. El replică indicele BET, cel mai important indice al Bursei de Valori București, deci are o vizibilitate foarte bună și iată că și experiența ultimului an a arătat că acest fond s-a dezvoltat foarte mult. Numărul de investitori de la ETF la sfârșitul anului 2020 era în jur de 1300, iar la sfârșitul anului 2021 depășea 4300. Mă uitam, de exemplu, și la lichiditate. În ultimul an, undeva la aproape 48 de milioane de lei, chiar și peste unele companii de pe segmentul principal. Aș îndrăzni totul să zic, fără să am acum o evidență clară. Da, este corect. Am făcut așa, am câteva date, am făcut o analiză și ca număr de tranzacții, chiar și în ultima perioadă, începutul anului 2022, vedem un număr de tranzacții care depășește numărul de tranzacții cu emitenți de pe categoria principală a pieței reglementate a bursei. Deci, practic, ETF-ul și îndeplinește scopul de a oferi investitorilor la bursă un produs simplu prin care să cumpere o
dacă vrei, o medie a emitenților la bursă, un coș al celor mai importanți emitenți listați pe piața principală a bursei. Și ne bucură că și îndeplinește acest scop. Mă uitam, de exemplu, și la randament în 2021, 36% este fără dividende sau cu dividende? 36,2% include și dividendele și pe dividendele. Care fondul le înregistrează de la emitenții din portofoliu. Din acest motiv vedem practic un randament ușor mai mare decât cel al indicelui BET, care a fost de 33,2%. Și de exemplu, dacă mă uit, Răzvan, pe site-ul bursei, vedem, cum ai menționat și tu, că se tranzacționează la fel ca orice acțiune, putem să-i spunem, cumpărăm și vindem unități de fond. Și ceea ce vedem noi acum de la începutul anului, undeva la plus 4%, acest randament reprezintă randamentul net al fondului sau ia în considerare și fluctuația cerere și ofertă de la bursă? Nu. Randamentul pe care îl depinde la ce te uiți, dar randamentul valorii unității de fond se calculează pe baza activelor fondului. Uh-huh. Da? Tranzacționarea pe piața secundară, valoarea la bursă, este un indicator diferit de valoarea unității de fond. Dar, de regulă, sigur, au o tendință foarte similară. De ce un ETF? Cu ce este diferit pentru un investitor care nu are, hai să spunem, nu are tangențe în mod direct cu bursa? De ce să mă uit către un ETF și nu către un fond care nu este listat? Pentru că, până la urmă, acest ETF vine și cu comisioanele pe care le plătesc brokerului, nu doar pentru administrator. Da. Întrebare bună. Practic, așa cum am spus mai devreme, ETF-ul se adresează unui segment de persoane care sunt deja interesate de investiția la bursă. Da? Uh-huh. Un fond clasic, un fond mutual distribuit de regulă printr-o bancă, se adresează poate unei clase mai mari de investitori, dar care n-au făcut pasul către bursă neapărat. Da? Sunt obișnuiți cu produsele bancare, se duc la bancă, fac un depozit, iată că află și de un fond mutual și așa încep o investiție financiară. ETF-ul se adresează investitorilor la bursă, atât începători cât și celor avansați. Pentru începători este un instrument bun de a demara o strategie de investiții. Practic, urmărești bursa, indicele BET este indicatorul său cel mai relevant, ai văzut acolo anumite tendințe care ți-au plăcut, anumite rezultate, iată că ai posibilitatea să participi la creșterea directă a indicelui BET prin acest instrument. Practic să iei un coș de acțiuni reprezentative fără să studiezi tu pentru a selecta emitenții în mod individual. Individual. Deci este un pas bun de început. Sigur că pentru investitorii avansați și pentru aceștia instrumentul este foarte bun pentru că poate completa o strategie de selecție proprie a emitenților. Practic poți să aloci o parte din investiții către selecția unor emitenți individuali și o parte din investiții către acest fond ca să ai și un coș din cele mai bune acțiuni de la bursă. Acest fond ca și pondere reflectă strict ponderile companiilor din BET. Absolut, absolut. Okay. Da, noi urmărim permanent eroarea de compoziție, se numește, adică diferența de structură a emitenților din portofoliul indicelui față de emitenții din portofoliul fondului și facem permanent corecții pentru a reduce această eroare. Răzvan, de ce crezi că avem doar un singur ETF până acum la bursă? Pentru că mă uitam, de exemplu, și pe paleta investițională a celorlalți administratori, am văzut și un număr destul de mare de investitori anul trecut în piață, chiar și pe segmentul de acțiuni, probabil cea mai bună dinamică pe segmentul de acțiuni. Uh-huh. Și iată, vorbim de un singur fond și sunt așa lucrurile de ani de zile. De ce nu avem mai multe ETF-uri în piață? Și să vedem și care sunt planurile voastre în acest sens. Uh-huh. Sigur că aici, pe de o parte, răspunsul probabil că depinde de strategia fiecarei companii de administrare. Acesta fiind un fond care, îmbină particularitățile unui fond mutual clasic cu particularitățile unui emitent listat la bursă, poate nu face parte neapărat din strategia fiecărui administrator. Pe de altă parte, există anumite cerințe specifice legate de administrarea acestui fond, care nu sunt neapărat simple, ca de exemplu calculul și diseminarea valoarii unității de fond în timp real la Bursa de Valori București, deci nu doar o dată pe zi, așa cum se întâmplă la celelalte fonduri, la fondurile mutuale clasice. Deci sunt probabil diverse considerente pentru care există doar unul. Dar revenind la a doua parte a întrebării tale, da, noi
avem, permanent studiem lansarea unor produse noi, a unor fonduri noi și avem, așa ca obiectiv, să zicem, extinderea gamei de fonduri administrate, inclusiv prin posibil noi ETF-uri. Ok, iar aceste noi ETF-uri, de exemplu, pot fi chiar și pe BetaEuro pentru noul indice, cel mai nou indice al bursei? Studiem diverse variante. Un ETF clasic pe BetaEuro este puțin mai complicat, pentru că un ETF, în esență, este un fond deschis de investiții, iar fondurile deschise au anumite cerințe legate de investițiile pe o piață cum este AERO, care nu e o piață reglementată. Deci este puțin mai dificil să implementezi un fond similar pe piața AERO, dar studiem la acest moment diverse idei de noi instrumente. Mai am două întrebări despre acest ETF, Răzvan, pentru că, uite, tocmai am profitat de această ocazie să discut cu administratorul care are și singurul ETF la bursă, să vedem ulterior și despre celelalte fonduri. Ai cumva statistici cu privire la subscrierea medie pentru un investitor la acest ETF? Păi, nu la ETF, am statistici cu privire la subscrierile pe celelalte fonduri. Pe celelalte. La ETF, piața secundară este la bursa de valoare. E din bursă, ok, direct de la bursă. Da, ar trebui de la bursă valoarea medie a tranzacției. Deci putem face din statistici o valoare medie, uitându-ne la lichiditate și numărul de tranzacții. Numărul de tranzacții. Noi, ca și operațiuni de subscriere sau răscumpărare, facem direct cu furnizorul de lichiditate, nu cu investitorii individuali. Uh-huh. Și a doua întrebare, tot la acest ETF, ce se întâmplă atunci când, de exemplu, bursa adaugă o companie în BET? Eliminări din BET nu am avut recent, avem acum 20 de companii, nu posibilitatea de a mai adăuga o companie pentru că suntem la 19. La cât timp intră acea companie și în portofoliul ETF-ului? Păi imediat, practic, imediat. Bursa de Valori București anunță cu regularitate structura indicelui BET. Dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, este vorba de o ajustare trimestrială a ponderilor din indice, inclusiv posibilă introducere sau retragerea unor companii. Și atunci, în momentul în care se anunță o asemenea nouă structură, repet, inclusiv cu o posibilă companie nouă, noi facem ajustările corespunzătoare în portofoliul ETF, da? Prin vânzarea, să zicem, în cazul introducerii unei noi companii, prin vânzarea companiilor la căror pondere a scăzut și introducerea noi companii în portofoliu. 97% randament în ultimele 36 de luni pentru acest ETF, deci iată, a dublat banii, evoluție care a mers pe aceeași tendință ca și indicele principal BET, până la urmă vorbim de replicare, așa cum ai menționat, a indicelui. Celelalte patru fonduri, euroobligațiuni pentru instrumente cu venit fix în euroobligațiuni, Patria Global, Patria Stock, 27% în ultimele 36 de luni. Cum investiți pentru acest fond? Da, așa cum ai zis, avem două fonduri diversificate, să le spunem. Uh-huh. Patria Stock este un fond care are o expunere mai ridicată pe acțiuni, dar totuși nu foarte ridicat, adică în jur de 50% din activul fondului este plasat în acțiuni listate la BVB, iar restul în instrumente cu venit fix. Practic, vrem să acordăm investitorilor posibilitatea să beneficieze de performanțele bursei, dar păstrând totuși un nivel de risc nu foarte ridicat. Iar celălalt fond, Patria Global, este un fond cu expunere pe acțiuni în jur de 30%, deci cam o treime. Din nou, pentru investitori care nu vor să-și asume un risc foarte mare, dar vor totuși să beneficieze de anumite performanțe de la bursă, iată, acest fond Patria Global, cu expunere de numai 30% în acțiuni, a avut un randament de 10,5% anul trecut. Deci, foarte bun, după părerea. Ca și subscrieri, pentru o subscriere medie, de exemplu, pentru un investitor, pentru că mă gândesc că odată ce ați deschis și această platformă, puteți să vedeți câți bani aduc românii. Păi, sigur, avem permanent situația subscrierilor. Am calculat, într-adevăr, pentru anul trecut, valoarea unei subscrieri medii la fondul Patria Global a fost de 22.000 de lei, iar la fondul Patria Stock, un fond mai riscant decât Patria Global, de 10.000 de lei. Deci, practic, nu sunt valori foarte mari. Fondurile sunt, până la urmă, accesibile unei clase mari de români.
Mă uitam, așa cum menționa și această creștere a numărului de investitori. Probabil că și aici a fost un factor atunci când ați decis să lansați această platformă de investiții online. Care ar fi așa profilul unui client care investește? Mă gândesc, nu știu, student, angajat, deja investește, investitor la bursă și doar își completează portofoliul pentru a dispersa riscul? Platforma este un proiect relativ recent al firmei noastre. Am finalizat-o și lansat-o în decembrie anul trecut. Dacă ne referim la un profil, însă nu am identificat neapărat un profil standard de investitor. Ce înseamnă asta este că practic fondurile sunt deschise tuturor. Da? Avem bărbați și femei, avem diverse vârste, de la studenți, așa cum ai zis, la persoane, să zicem, aflate la pensie, diverse tipuri de ocupații și așa mai departe. Practic vorbim, dacă ar fi un numitor comun, de persoane care vor să încerce să obțină mai mult de la economiile lor, da? Alocând o parte din acestea, nu toate, o parte în fonduri de investiții și nu păstrându-le integral în depozite. Cam ăsta ar fi un numitor comun. Altfel, nu am identificat un anumit profil. Chiar și pe platforma aceasta, deși lansată recent, avem un număr încurajator de persoane interesate și am găsit și de la studenți, la persoane în vârstă, din diverse orașe ale țării, deci profile foarte diferite. Care e diferența dintre a subscrie prin această platformă online și a merge la bancă? Un cost în plus? Mai bine, până la urmă e mult mai ușor, dar pe partea de costuri? Nu, ca și costuri nu există nicio diferență, nu există costuri. Sigur că este un canal diferit de cel tradițional de vânzare a fondurilor prin rețeaua bancară. Este sigur un instrument mai simplu și mai modern până la urmă. Acum vedem o migrare către zona digitală a tuturor tipurilor de servicii, inclusiv a serviciilor financiare, inclusiv a serviciilor bancare. Și atunci sigur că și în domeniul investițiilor vedem un interes din ce în ce mai mare al persoanelor pentru servicii online. Asta a fost practic rațiunea pe care am avut-o la bază și cred că o să fie un proiect de succes. Bun, îndrăznesc acum, Răzvan, să schimb puțin subiectul pe partea de investiții, pentru că provenind din această zonă a administrării fondurilor de investiții, fondurilor mutuale, urmărești ce se întâmplă cu bondurile, cu acțiunile. Da. Ce părere ai despre prețurile în creștere de acum? Cât crezi că vor mai rămâne? Pentru că am văzut și cea mai recentă mișcare a BNR de la jumătatea acestei săptămâni, a patra majorare la rând, deja se vorbește de o inflație de două cifre până în primăvară. Cum să tranzacționăm? Cum să ne poziționăm cu portofoliile? Vorbim acum de portofoliile de acțiuni? Și portofoliile de acțiuni, da, dar și cele de obligațiuni, pentru că, uite, în 2021 tocmai aceste scumpiri au erodat din bonduri și până la urmă am văzut într-un final și pe partea de pensii private, unde am avut randamente sub inflație. Sigur că e o perioadă relativ complexă pe care o traversăm acum și pe piețele financiare și în economie și în societate până la urmă și, dacă vrei, o perioadă oarecum fără precedent, pentru că o pandemie de genul cele pe care o traversăm acum și efectele pe care aceasta le generează nu am avut în istoria modernă a omenirii. Și atunci orice fel de estimări la acest moment sunt destul de dificile. Da, vedem aceste creșteri de dobânzi, vedem aceste temeri inflaționiste, ele sunt legate de pandemie, sunt legate de efectele pandemiei până la urmă și de această supraliquiditate disponibilă în piață. Sperăm că aceste, să zicem, spike-uri inflaționiste vor fi doar niște spike-uri, vor fi niște tendințe pe termen mai lung, posibil ca să vedem o relaxare, o reducere a acestor niveluri ridicate ale inflației. Sperăm că începând chiar de anul acesta. Iar pentru acțiuni, sigur că vedem o volatilitate în creștere și am văzut-o chiar la acest început de an, spre deosebire de anul trecut. Cred că vom avea în continuare un an foarte volatil, dar în lipsa unor, să zicem, schimbări majore sau elemente negative majore, nu mă aștept neapărat să avem un an rău la bursă. Da, este posibil să vedem în continuare un an bun,
cu volatilitatea ridicată. Dar sigur e greu să facem estimări, așa cum am zis la acest moment, să nu uităm că bursele cresc de foarte mult timp, cu mult timp înaintea pandemiei, și atunci sigur că aceste trenduri se mai și întorc la un moment dat. Nu trebuie să uităm niciodată acest lucru. Dar, așa cum am zis, pe termen scurt, pe termen mediu, pe lângă o volatilitate ridicată, nu văd un motiv de scăderi mai mari la acest moment. Răsăm două întrebări, mai am, dacă îmi permis, pentru că ulterior să vedem și dacă ai un mesaj pentru ascultători, fiind pentru prima oară prezent la noi în emisiune. Prima întrebare, anul trecut categoria de fonduri care a ieșit câștigătoare a fost cea de acțiuni. Am văzut randamente substanțiale chiar și în cazul ETF-ului pe care îl administrați. Pe când cele cu obligațiuni am văzut și randamente negative, tocmai pentru că, așa cum menționam, de acele scumpiri. Anul acesta, care crezi că va fi categoria câștigătoare? Păi, așa cum am zis, în lipsa unor schimbări structurale și a unor evenimente negative neașteptate, eu aș miza în continuare pe fondurile de acțiuni, da? Dar, așa cum am zis, cu precizarea că acestea rămân niște instrumente de investiții, de plasarea banilor pe termen lung. Da? Nu ne așteptăm să cumpărăm astăzi și peste 3 luni, 4 luni, neapărat să vedem o mare creștere. Sigur că ne dorim acest lucru, dar performanțele din acțiuni, performanțele din fondurile cu expunere pe acțiuni se obțin pe termen mai lung, pentru a putea compensa eventualele perioade de scăderi, pentru că există și din acestea, cu tendința general crescătoare pe termen lung a bursei. Deci aș paria, ca să recapitulez, pe fondurile cu expunere pe acțiuni, dar poate cu expunere nu foarte ridicată sau înțelegând riscurile aferente. Dar în orice caz pe termen lung, da? Ca investiție pe termen lung. Pe termen lung. Și o altă întrebare, o observație personală aș îndrăzni. Sunt foarte mulți investitori acum în piață formați pe canapea, adică cei investitori din pandemie. Și mă gândesc că din perspectiva voastră, din perspectiva administratorilor de fonduri, o provocare acum este să le explicați, să le transmiteți mai departe că acele performanțe de 30-40% într-un an, iată 90% în ultimii ani, ar fi destul de dificil de replicat pentru perioada următoare, pentru că de ce nu am plecat și de la o bază foarte joasă cum eram în 2020 atunci. Cum reușiți să le transmiteți mai departe acest lucru, că uite, performanța pe care am afișat-o nu este o garanție că se va mai repeta și tocmai această performanță este una destul de bună. Da, e o întrebare foarte corectă. Este foarte important să nu neglijăm prezentarea riscurilor atunci când vorbim de randamente în fonduri sau în acțiuni, pentru că, sigur, o persoană cu o lipsă de experiență, să zicem, pe piața financiară, care a depus bani numai la bancă în depozite, exact, nu este neapărat conștientă și de aspectul legat de riscuri al acestor plasamente. Și atunci e foarte important ca administrator de fonduri, ca intermediar la bursă, să prezentăm aceste lucruri în comunicări, în materiale promoționale și așa mai departe, dar să oferim, să zicem, și anumite, nu neapărat recomandări, dar anumite formații de care fiecare ar trebui să țină cont, exact cum povesteam acum câteva minute. Da? Uh-huh. Să ținem cont de faptul că trebuie să investim pe termen lung, să fim conștient de riscuri dacă alegem să investim pe termen scurt. Nu este o greșeală să investești pe termen scurt dacă știi ce faci și dacă ești conștient de riscuri. Și în funcție de nivelul de risc pe care vrei să ți-l asumi, și poate și de nivelul de experiență pe care să-l ai, să alegi o expunere potrivită pe instrumente mai riscante, cum sunt acțiunile, din totalul portofoliului de economii. Da? Ar fi o greșeală să recomandăm cuiva să-și pună toate economiile la bursă sau un fond de acțiuni. Nu, există o alocare pentru acțiuni sau fonduri pe acțiuni, există o alocare pentru instrumente cu venit fix sau chiar depozite. Practic, un portofoliu de economii trebuie să fie puțin mai complex. Bun, și în încheiere, Răzvan, dacă e un mesaj pentru cei care ne ascultă, fie că sunt investitori de câțiva ani, fie că sunt începători, sunt la început de drum? Da, aș avea câteva mesaje. În primul rând, pentru orice persoană care are un anumit nivel de economii, i-aș recomanda să înceapă să se uite și pe fondurile de investiții. Fondurile de investiții sunt un pas firesc de la depozite către investiții mai complexe pe piața financiară,
și să aloce, după ce se documentează în mod corespunzător, o porțiune din portofoliul de economii către un fond de investiții sau mai multe. Asta ar fi mesajul meu principal. Documentați-vă, studiați aceste instrumente și alocați o parte din economii pe termen lung în unul sau mai multe fonduri. De asemenea, sigur că aș vrea să mulțumesc investitorilor în fondurile noastre pentru încrederea acordată, inclusiv investitorilor în fondul nostru ETF, și să vedem un număr cât mai mare alături de noi. Și până la urmă contribuiți și la lichiditatea bursieră prin, da, sigur, prin acea prezență a ETF-ului. În regulă, Răzvan Pașol, director general Patria Asset Management, administrator de fonduri mutuale care are în portofoliu și singurul ETF listat la Bursa de la București. Răzvan, mulțumim tare mult pentru discuție. Mulțumesc și eu. Până data viitoare, fir întins la acțiuni câștigătoare. Numai bine! Știu ce spun. Rusia bate la ușa unei Europe divizate. Iohannis a strălucit prin absență. Românilor! Trebuie să fim rezistenți, că tot am vorbit de Putin. Suntem gata. Știu ce te interesează. Copiii noștri merită să mănânce și ei ca parlamentarii. Oricât de multe petiții am face, este inutil. Stă în pixul politicului. Știu cum să te fac curios. S-a întors la setările din fabrică. Un actual bărbat vrea să revină la sexul inițial pentru că nu se mai înțelege cu femeia din el. Astea sunt efectele unei minți tulburate. Știu cum să te emoționezi. Cu pătură peste pătură se încălzește spitalul din Timișoara. Instalația electrică este învechită, este din anii 50. De wow, ce lux! Știu să conving. Vreau victorie astăzi. Trist, dar și frumos. Știu să câștig. Ai reușit 61 de puncte, Hofi rușinică. Rușii? Rușicică. Wow! Știu, deci știi.